Cum se lucrează în Veneția? Bună dimineața! A venit și ziua plecării! Cum se strânge gunoi? Palatul dogilor. Aici între coloane unde erau execuțiile publice. Cum v-am mai spus, venețianii nu îndrăzneau să treacă pe aici. Și ne luăm la revedere. Basilica, biserica aceasta construită cu foarte multe stiluri, datorită darurilor primite de la fiecare care venea aici în Veneția. Turnul în sus. Cai cu istoria lor de la Constantinopol, apoi au fost duși la Paris și readuși după bătălia de la Waterloo. A fost pierzător Napoleon. Mergem spre Rialto. Dacă tot veniți la Rialto, aici e cel mai bun loc de poze. Să vadă poduri alto în sus. Sau ori aici, să vadă canalul în spate. Iar de pe Rialto, cele mai frumoase poze sunt de aici. Pregătită pentru ședință foto. Magic acest spot Rialto. Foarte interesant. Un aparat să-ți privești irisul tău. Un bar foarte interesant. Are indicator cu Ferovia, la gara. Dacă vezi foarte tare, vedeți indicatorul aici în spate. De plecare revenim la Bacareto de Lele. Thank you, sir. Thank you. Așa de final, ultima aperol. Să avem poftă. Părăsim Bacareto de Lele. Mergem către Piața Roma. Din păcate, vacanța noastră s-a sfârșit. Este ultimul pod. Acum părăsim Veneția. A fost o vacanță superbă. Mergem aici la stația de autobuz. Am ajuns în gara Piața de la Roma. De aici luăm autobuzul până în Treviso. Iar din Treviso Aeroport vom zbura către România.